este un proiect foarte interesant și obiectivul lui principal este consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul municipiului Câmpina. Este vorba de simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva unui back-office și front-office. Care sunt obiectivele acestui proiect? Pentru că sună puțin abstract așa, dacă ne referim la aceste neologisme pe care le-am amintit mai devreme. Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni în corespondența cu procedurile administrative aplicate cetățenilor, din perspectiva front office. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că un cetățean, după ce implementăm acest proiect, poate să depună o cerere la legislatura primăriei sau poate să depună o cerere scanată, transmisă pe calculator, prin internet. Pentru aceasta se va înființa un portal web care este interactiv și prin acest portal se poate depune această cerere. După aceea, în back office, adică în cadrul primăriei, această cerere este registrată într-o registratură electronică. El circulă mai departe și dacă este un document fizic la registratură, este scanat și circulă mai departe între birourile primăriei doar pe calculator, doar în formă scanată. Și după ce și termină drumul, se emite probabil răspunsul, tot în formă electronică, răspuns care poate fi difuzat unui cetățean, fie înscris, fie fizic, cu o scrisoare, cu un fax, fie de asemenea transmis electronic prin calculator. De asemenea, există posibilitatea arhivării electronice a documentelor existente în, cum să zic, în utilizarea executivului a primăriei. Se pot scana și utiliza până la 20.000 de dosare de arhivă și se dorește să creeze o arhivă operativă care se poate fi utilizată rapid de către compartimentele primăriei. Să dau un exemplu, nu știu dacă este cel mai bun. Cineva face referire la autorizație de construire emisă acum 2 ani. Fie cere o copie, fie dorește să prelungească o autorizație emisă acum 2 ani. Serviciul de urbanism trebuie să caute autorizația de acum 2 ani. În acest moment se duce într-un dulap și caută într-un dosar cam la data de copia sau exemplarul nostru la autorizație, cu toată documentația. În momentul în care vom avea o arhivă operativă, va căuta această autorizație pe calculator, după dată, și bineînțeles că va găsi mult mai ușor. Și va găsi mult mai ușor și toate elementele legate cu această autorizație. Deci asta este arhiva operativă care se poate crea și se poate să se creeze la nivelul executivului primăriei municipiului Câmpina. Un alt efect este și transparența în gestionarea documentelor care ajunge până acolo încât cetățeanul, la un moment dat, poate să se uite în acel portal să vadă unde a ajuns documentul lui. Și el vede că a ajuns la compartimentul X de unde nu se mai mișcă. Nu știe ce se întâmplă și poate să vină la audiență, poate să reclame faptul că la compartimentul X sau Y s-a împotmolit documentul lui și nu se mai mișcă sau n-a mai primit răspuns de la compartimentul X sau Y. Deci, iară, transparența este foarte bună.